s-a terminat, e îngropat și multă jale apasă în suflet. Ucenicii ce-au mai rămas pe Iisus îl plângeau și sufereau. Iar femeile să îngrijească trupul au venit, aducând cu ele miresme. Însă în locul lui Iisus un înger a sosit și le-a spus să nu vă temeți, a înviat, mormântul este gol, a înviat. Înviat, mormântul este gol, înviat, Iisus a piruit. Au fugit femeile în grabă și la toți le-au spus ce au văzut, că mormântul lui Iisus e gol, iar El a înviat. Și ucenicii l-au văzut și-au crezut, și Toma l-a atins și-a plâns, Iisus a înviat.